Mă gândesc la faptul că trăim vremuri în care tiparele se stabilesc în mediul online. Nu de fiecare dată tiparele sunt cele mai, mai utile societății și indivizilor. De aceea promovarea valorilor creștine în mediul online ar putea arăta adevăratele tipare, adevăratele valori, fundamental creștine sau biblice, valorile în care credem și care ne definesc la urma urmei. De aceea, dacă ar fi să dau un ok pentru promovarea valorilor creștine prin mass media, aș spune că aceasta să fie cauza, tiparele. Putem promova tipare bune pe mass media.